Miruna, aseară am vorbit cu Mihai Cosmin Popescu și te-a remarcat. Ce părere ai despre acest lucru? Am citit și eu astăzi în presa locală ce a spus domnul președinte al juriului, domnul Mihai Cosmin Popescu, și pot să zic că sunt foarte mândră de mine și de formația mea. Vă așteptați să câștigați? Sincer, nu putem spune că n-am avut așteptările noastre, deoarece, ca toate grupurile de altfel, am muncit mult și putem spune că dintotdeauna am știut că munca dă roade, dar însă nu am avut așteptări foarte mari legate de premiu. Suntem mulțumiți și sperăm la mai bine în continuare. Și într-un timp foarte scurt, nu-i așa? Da, ne-am pregătit foarte repede, am avut și bacul anul ăsta și nu am avut foarte mult timp să ne pregătim ca lumea. Acum mai mult vreau să mă adresez băieților. Credeți că Miruna este o piesă importantă în premiu? Bineînțeles, Hocio. Miruna mereu și întotdeauna a făcut parte din grupul nostru și putem spune că fără dânsa nu am fi grupul Sinestezia, adică formația în care suntem ne definește și putem spune că da, suntem mândri să o avem în grupul nostru. Și la anul, încă o dată, mai participați sau... Posibil, dar fără mine. Eu plec la facultate. Atunci mult succes! Și mulțumesc! Mulțumim și noi!